Salutare lume, bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. După câte ați putut observa și din videoclipul trecut, mi-am cumpărat al motor un Suzuki GSX 650F limitat pentru a 2, pe care îl am cam de aproape 6 luni, dacă stau să mă gândesc bine, de anul trecut, din septembrie, chiar după ce mi-am vândut ăla de 125, schimbul cu anul 125, cam după 2-3 zile, cam așa, mi-am cumpărat asta și m-am gândit să vă povestesc cam cum se simte trecerea de la 125 la 600 sau mai mult, pentru că e o diferență imensă și cam la ce să aveți grijă când faceți trecerea. Din păcate nu pot să vă arăt cum sună sau cum se accelerează, pentru că afară sunt cam 2-3 grade și în unele locuri încă e gheață pe jos, dar o să vă prezint motocicleta în alt videoclip. Înainte de toate, sunt destui oameni care vor să înceapă direct pe motocicletă mare și sunt destul de descurajați de toată lumea să înceapă prima dată pe ceva mai mic, cum ar fi 125. Eu zic că se poate să încep și pe ceva mai mare, chiar dacă o să fie foarte greu, pentru că trebuie să fii foarte atent la trafic și în același timp la comenzi de motocicletei, pe care cel mai probabil încă nu le cunoști pentru că ești începător, dar totuși eu zic că se poate. Acum, între 125 și 600 e o diferență imensă, mai ales la accelerație, pentru că pe 125 te obișnuiești să-i dai full gaz, tot timpul eram cu mâna până maxim și stai și aștepți să accelereze, pe când pe una în 4 cilindri îi destul să o atingi puțin și deja crește viteza cu cel puțin 10-20 la oră, poate chiar 30, de asta trebuie să fii cel puțin la început foarte atent la accelerație, pentru că s-ar putea să dai într-o groapă sau peste un dâmb și să te trezești că ți-a crescut viteza cu 20-30 de km și mașina din față să-ți frâneze. La fel și cu frânatul, majoritatea motocicletelor mari au două discuri pe față și pe cât de repede accelerează, cam la fel de repede și frânează, deci dacă tragi prea brusc de frână, s-ar putea cel mai probabil să blochezi roata foarte, foarte ușor. Pe lângă accelerație, mai e și greutatea și dimensiunea motocicletei, pentru că asta are în jur de 260 de kg la plin și cam de vreo 3 ori mai lată decât Kimco, poate chiar mai mult. Și gândiți-vă că Kimco era destul de mare pentru 125, în comparație cu CBR-ul era dublă. Chiar dacă nu pare pe cameră, credeți-mă că motocicleta asta e foarte, foarte mare. Și nu știu zău dacă ar fi bună pentru cineva mai slăbut, să avem de vedere că la viteză mai mică, cum ar fi, nu știu, 50 la oră când vă stricurați prin trafic, chiar nu are stabilitate așa de mare și simți toată greutatea. La fel și în trafic, pentru că e mult, mult mai mare decât Kimco, nu mai prea pot să fac lane splitting la fel de bine cum o făceam înainte. Pe lângă că e lată, mai am și ghidonul ăsta destul de lat, care e fix în drept cu oglinzile de la mașini și tot timpul, dar tot timpul când fac lane splitting trebuie să am grijă să nu iau oglinzile, mai ales când spațiul e destul de mic. Cel puțin prin Bistrița, benzile sunt foarte, foarte înguste și trebuie să tragă mașinile ca să pot să cap eu printre ele. Și bineînțeles că mai e și diferența de consum dintre cele două, pentru că cu Kimco, indiferent că mergeam în oraș sau în avară cu pasageri, tot timpul scoteam un consum cam 2,5, maxim 3,5, mai multe atâta niciodată n-am scos și asta având în vedere că era pe carburator. Gândiți-vă că asta e pe injecție și dacă merg frumos prin oraș și mă chinui să nu accelerez, să merg foarte frumos, scot 10% și la drum lung undeva la 6-7, dacă merg un pic mai tare 8, depinde tot timpul de cum mergi. Cred că cea mai faină chestie la trecerea asta ar fi mersul la drum lung, pentru că pe lângă faptul că e foarte, foarte stabilă în comparație cu asta la altă și nu mă mai dezechilibrez deloc când trece un tir pe lângă mine sau când e o mașină mai mare sau când bate vântul foarte tare, ați înțeles voi ideea. Nu mai am nici grija aia că accelerez încet sau că nu pot să mă țin deodată cu traficul și încurc mașinile din spate. Plus că e mult mai sigur cu asta pentru că nu se mai bag așa des mașinile peste mine pe bandă cum o făceau cu Kimco când era unul în spate care nu avea răbdare, repede se băga prin stâng și mă înghesuia pe bandă și normal că trebuia să merg fix lângă linie sau lângă șanț, ceea ce e foarte, foarte periculos. Normal că pentru toate astea trebuie să consum acum mult mai mulți bani decât o făceam înainte, pentru că acum nu mai schimb un litru de ulei la 3000 de kilometri, acum am de schimbat 3 litri plus și un filtru de ulei pe care înainte nu-l aveam și nici nu mai am cauciucurile alea mai subțiri care costau 700-800 de lei setul, acum unul cred că e dublu cel puțin. Dar totuși eu zic că se merită investiția asta pentru că senzația e de 10 ori mai faină. Voi ce credeți?
poate și cu acest episod lume. Știu că a fost destul de scurt, dar afară este foarte, foarte frig și eu nici măcar n-am putut să-mi iau echipamentul de piele, adică combinezonul, și nu vreau să mă risc. Așa că nu uita să vă abonați și să lăsați un comentariu. Ne auzim data viitoare, lume, baftă!